Dragii mei, după o paranteză pe care am făcut-o determinată de sărbătorile de iarnă, ne întoarcem la ceea ce în mod normal parcurgem duminică dimineața, și anume Evanghelia după Matei. Pentru cei care vă mai amintiți, ne-am oprit în capitolul 18 al acestei Evanghelii și acolo vrem să ne oprim și în această dimineață. Vreau din capitolul 18 să luăm paragraful de la versetul 15 până la versetul 35, dar pentru început dați-mi voie să citesc doar de la versetul 15 până la versetul 20 și apoi voi continua citirea. Dacă aveți Biblia, vă rog, vă invit să o deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 18, începând cu versetul 15. Este un text de altfel foarte practic și care surprinde dinamica relațională dintre noi credincioși, dar nu numai, ci dintre noi oamenii. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți deslega pe pământ va fi deslegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Amin. Aș vrea să vă invit să rostim o rugăciune, să ne pregătim inimile acum și mințile pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu vă cer mult, vă invit să vă ridicați și să mă însoțiți în această rugăciune. Doamne, noi trăim în această lume unde, datorită păcatului, nu de puține ori avem parte de relații care sunt tensionate, uneori se rup, altădată purtăm cu noi neiertarea care produce amărăciune și nu întotdeauna știm să administrăm relațiile într-un mod sănătos. Și asta aduce atâta suferință în lumea noastră, în familiile noastre. Dar, Doamne, în această dimineață vrem să ne apropiem de Tine, de cuvântul Tău și să-Ți spunem că avem nevoie de ajutorul Tău, de înțelepciunea Ta, de puterea Ta. Sunt aici persoane, Doamne, care poate chiar acum sunt rănite datorită faptului că au trecut prin perioade în care relațiile cu semenii, cu cei din familie, cu cei apropiați, au suferit. Mă rog în această dimineață să ne dai fiecăruia dintre noi puterea de a ierta. Numai iertarea ne poate elibera de amărăciune. Numai iertarea ne poate ajuta să restaurăm relațiile. Doamne, nu întotdeauna este simplu, pentru că suntem ființe corupte de păcat. Purtăm o natură păcătoasă care ne predispune la a complica situația și un păcat produce alte păcate la rândul lui. Și nu de multe ori, Doamne, suntem puși în situația să suportăm consecințele acestor păcate. Doamne, dă-ne atitudinea corectă când trebuie să confruntăm pe fratele nostru. Ajută-ne de fiecare dată să tânjim după a repara. Este atât de ușor să stricăm relații. Doamne, și au fost clipe de neveghere în viața noastră când, printr-o vorbă nepotrivită, printr-o atitudine necorespunzătoare, printr-un moment pe care parcă nu ni l-am dorit, Doamne, s-au întâmplat poate chiar tragedii emoționale, relaționale. Te rog în această dimineață, în primul rând, să ne ierți.
Și Doamne, ajută-ne în tot ce depinde de noi să ne ducem și să reparăm. Binecuvântă adunarea noastră și fiecare familie care este reprezentată aici, Doamne, cu relații sănătoase. Îți mulțumesc, Doamne, că ne asculți. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Există o categorie de credincioși care atunci când se uită la paragraful pe care tocmai l-am citit, ei îl vor intitula ca fiind disciplina în biserică. Cu alte cuvinte, paragraful acesta vine să vorbească despre cum exclus pe cineva din biserică. Dar dați-mi voie să vă propun o abordare puțin diferită. Nu cred că textul acesta se referă la cum să excluzi pe cineva din biserică, ci mai degrabă cred că textul acesta are în vedere cum restaurezi o relație care a fost ruptă și doar atunci când nu mai există nicio soluție este posibilă excluderea. Paragraful pe care l-am citit este așezat într-un context mai larg al capitolului 18. Dacă vă amintiți de la versetul 1 până la versetul 9 și apoi de la versetul 10 până la 14, textul rostit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos are în vedere vegherea unora asupra altora, păstrând relații sănătoase, dacă este cazul confruntând sau mustrând, iertând și acceptând. Dacă ar fi să luăm doar bucățica de pasaj pe care am citit-o, de la versetul 15 până la versetul 17, ni se vorbește despre cum să veghem unii asupra altora. Iar de la versetul 18 până la versetul 20, ni se aduce în atenția noastră autoritatea pe care Dumnezeu o dă bisericii sale, ceea ce, bineînțeles, că atrage o responsabilitate uriașă. Aș vrea să recitesc prima parte a versetului 15. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta. Oare ce înseamnă a păcătuit? E foarte important să pricepem inima lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu exprimată aici în versetul 11 din textul din Matei 18. Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Cel mai simplu este să arunci acel lucru, nu-i așa? Cel puțin pentru noi oamenii, este la îndemână să facem lucrul acesta. Dați-mi voie să citesc și versetul 14 din Matei 18. Nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară nici măcar, să piară unul măcar din acești micuți. Asta îmi spune mie că atunci când în relațiile dintre noi apare o problemă, când unul dintre noi păcătuiește împotriva celuilalt, dorința fierbinte a lui Dumnezeu întotdeauna este restaurarea, reconcilierea, iertarea, reabilitarea. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta. Sigur că aici textul nu vorbește despre păreri îndoielnice cu privire la anumite texte din Scriptură. Dacă aveți păreri diferite, atunci trebuie să apelați la pașii pe care Iisus îi descrie aici. Nu, ci este ceva grav, este ceva serios. Este ceva care ține de păcatul pe care la un moment dat, prin nevegherea noastră, putem să-l comitem împotriva celui de lângă noi. Și în contextul acesta sunt câțiva pași pe care Domnul nostru Iisus ne-i descrie pentru a putea să-i menținem pe frați în har. Pași necesari păstrării în har a fraților noștri, de la versetul 15 până la versetul 17. Și uitați-vă la primul pas. Citesc a doua parte a versetului 15. Du-te și mustră-l între tine și el singur. Du-te și mustră-l, confruntă-l, dar ai grijă când faci lucrul acesta, să fii doar tu și el. Nu trebuie să existe martori, nu trebuie să fi spus altcuiva, acțiunea asta trebuie să se întâmple într-un context privat, în care doar cei implicați participă și atât.
Și dacă după ce l-ai mustrat, el se pocăiește, iartă-l și tot procesul s-a încheiat. Relația este restaurată. Dar ce înseamnă acest a păcătuit împotriva ta? Cu siguranță că sunt situații în care cineva poate să ne mintă. Și bănuiesc că toți ați experimentat astfel de stări. Sau să ne fure. Sau, mai des, să ne bârfească. Și toate acestea putem să le considerăm că sunt păcate împotriva noastră, care ne îndreptățesc să ne ducem să-l căutăm pe cel care a făcut lucrul acesta, să-l mustrăm, să-l confruntăm, din dorința de a reabilita starea, relația. Dar ce ne facem cu situații în care nu a păcătuit împotriva noastră direct, cum ar fi cea prezentată de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 5? Și iată cum este descrisă situația asta acolo. În versetul 1 ni se spune, din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomenește, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Se pare că persoana respectivă nu păcătuise împotriva nici unuia dintre membrii bisericii. Dar ceea ce atrage atenția Apostolul Pavel este, iar voi ca biserică ați rămas indiferenți pentru o situație atât de dramatică care se întâmplă între voi. Și în versetul 6, în același capitol 15 din 1 Corinteni, ni se spune un principiu. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat, nu trebuie să fie mult, dospește toată plămădeala. Atunci când noi aparținem unei comunități, cum este biserica, orice păcat săvârșit de cineva dintre noi este se întoarce a fi un păcat împotriva noastră a tuturor. Pentru că întreaga comunitate este afectată. În Luca capitolul 10, de la versetul 25 la versetul 37, Iisus vorbește despre cine este aproapele nostru și ne oferă acolo o pildă. Este pilda samariteanului milostiv. Și înțelegem din textul acela că aproapele nostru este cel care, deși nu-l cunoaștem, a căzut între tâlhari, este jefuit, este bătut, este abandonat, este în drum, are nevoie. Are nevoie de noi. Și când Domnul îmi spune că omul acela care se află în necaz este aproapele meu, vine să mă ajute să înțeleg cum este cu păcatul împotriva mea. De ce este important să judecăm atunci când un astfel de păcat se întâmplă în comunitatea noastră? În primul rând, pentru că plata păcatului este moartea. Indiferent împotriva cui păcătuim, păcatul este împotriva lui Dumnezeu și poate fi rezolvat doar prin soluția lui Dumnezeu, care este mărturisirea, pocăința și iertarea în sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă eu și dumneavoastră nu mă implic în păcatul pe care l-a săvârșit cineva din comunitatea noastră, acea persoană moare din punct de vedere spiritual. Eu știu și dumneavoastră știți lucrul acesta. Și Dumnezeu spune prin profetul Ezechiel și nu numai, și sângele lui se va cere din mâna ta, pentru că ai știut că fratele tău trăiește în păcat și n-ai întreprins nimic. Aceasta este una dintre rațiunile pentru care suntem chemați să intervenim. A doua rațiune este puțin a luat, dospește toată plămădeala. Și când un păcat este într-o comunitate și neconfruntat, el se întoarce mai devreme sau mai târziu împotriva noastră, împotriva copiilor noștri, împotriva fraților și surorilor mele. De aceea Dumnezeu îmi cere aici să mă duc la fratele meu, nu doar ca să-i dovedesc că am dreptate, ci ca să-l ajut să nu piară. Și aici este subliniată atitudinea cu care mă duc. Că pot să fiu procuror când mă duc la el, nu-i așa?
acuzator și să-l las sub acuzații. Ideea din spate este du-te, mustră-l cu gândul să-l recuperezi, să scape de sub legăturile în care l-a dus păcatul. Un păcat nemărturisit, un păcat de care nu m-am pocăit, chiar dacă nu știe nimeni de el, chiar dacă l-am uitat, nu înseamnă că este păcat iertat. Trăiesc consecințele oricărui păcat nemărturisit. Dar odată ce păcatul este adus la lumină prin mărturisire, numai în acele momente eu am șansa să capăt iertare de la Dumnezeu. De aceea vreau să vă încurajez pe toți care sunteți aici, nu purtați poveri nemărturisite. Păcatul leagă, împietrește, ucide. Numai în momentul în care avem puterea și venim cu păcatul la suprafață, numai atunci scăpăm de el. Dați-mi voie să mai sublinez încă o dată pasul numărul 1. Du-te și mustră-l între tine și el singur. Nu știu cum se face că noi suntem foarte predispuși să vorbim cu alții despre faptul că cineva a păcătuit împotriva noastră. Știți despre ce vorbesc, nu? Despre noi. Tendința firească este ca dacă fratele meu a păcătuit împotriva mea, eu să povestesc întâi cu alții. Uite ce mi-a făcut. Și lucrul acesta se numește bârfă, și lucrul acesta este păcat, și lucrul acesta distruge relații, întinează conștiințe. Și Domnul încă o dată ne aduce în atenție acest lucru. Fă în mod privat lucrul acesta. Da, presupune confruntare. Nu întotdeauna confruntarea este ușoară și sunt persoane care fug de confruntare în mod natural. Și sunt alții care caută în mod natural confruntarea. Cred că ați întâlnit și de unii și de alții. Și ambele categorii sunt aici prezente astăzi. Nu știu cum să vă explic. Fiecare facem parte, nu de unul din, nu neapărat din extreme, ci modul în care în mod natural suntem tentați să rezolvăm conflictul. Și Domnul spune celui care fuge de confruntare că e nesănătos. Roagă-te, cere lui Dumnezeu putere și du-te tu și el. Bea o cafea lungă, 10 dacă e cazul. Și vorbește-i despre ceea ce tu ai trăit. Dacă ai procurorul șef în tine, du-l la pocăință întâi, calmează-l, mai modelează-l și du-te cu o atitudine mai reconciliantă. Că dacă te duci cu gândul să-l dovedești pe celălalt că-i rău, ai toate șansele să faci asta, dar nu-l vei recupera. Dacă se pocăiește, dacă în cadrul acela privat, tu și el, omul îți spune, n-am fost atent, am greșit, iartă-mă. În acel moment, procesul trebuie să se încheie acolo. Nimeni nu trebuie să știe că tu ai avut un diferent cu cineva. Nu trebuie să știe nici nevasta ta, nici soțul tău, nici copiii tăi, nici cei din grupa ta, nici neamurile tale, nu trebuie să știe. Și vreau să vă spun celor care se întâmplă să trăiți cu socrii sau cu soacrele în casă. Mă rog, eu nu recomand nimănui să facă asta, dar sunt și situații în care așa este. Nu vă rezolvați diferent situațiile tensionate dintre voi cu socrii. Socrii n-au treabă cu asta. Socrii să stea în cămăruța lor. Și o spun cu toată autoritatea. N-au nicio treabă în noua familie socrii. Și dacă vreți să vă binecuvântați copiii, faceți-vă intrare separată dacă puteți, dacă n-aveți încotro. Lăsați-i să-și rezolve singur problemele. Le rezolvă mult mai ușor și mult mai bine. Pentru că dacă ei doi au avut un diferend, s-au confruntat și s-a rezolvat, ce rost are să știi ca soacră că au avut o problemă, că
ca să nu dormi nopțile și să iei pastile să te culci, nu te ajută la absolut nimic. Și când te vei duce, vei fi părtinitor, că așa e natura noastră. Și în loc să zidești relația copiilor, ai toate șansele să o dărâmi. Eu mă gândesc că dacă pasul acesta, prim, ar fi trăit de cei mai mulți dintre noi, lumea asta ar arăta mult mai bine. Ar fi mult mai mare sănătatea relațională dintre noi. Dar există un al doilea pas, pasul numit de Iisus în versetul 16, dacă nu te ascultă, pentru că sunt și situații de genul ăsta, mai ia cu tine unul sau doi înși, nu-ți lua tot clanul, da? Ia unul sau doi înși, așa. Atât. Redul cât poți de mic grupul oamenilor care se implică. Frații mei, se întâmplă după ce păcătuim să ni se împietrească inima și să nu vrem să recunoaștem că am greșit. Și când vine cel împotriva căruia am păcătuit și ne spune despre păcatul nostru, dacă inima s-a împietrit, e foarte greu să recunoaștem. Iar unii dintre noi avem foarte mare dificultate să rostim câteva cuvinte simple, cum ar fi, am greșit. Te rog să mă ierți. Unii au o dificultate serioasă cu asta. Și atunci Domnul Iisus spune, pentru a-l ajuta pe cel care a ajuns în împietrirea inimii, mai ia unul sau doi împreună cu tine, care să nu fi fost, eu așa înțeleg, să nu fie implicați emoțional în situația asta. Ia pe unul sau doi care sunt mai maturi spiritual. Lasă-i să participe la confruntare și lasă-i pe ei să tragă concluzii și lasă-i pe ei în situația asta să-l ajute pe cel care a păcătuit să-și dea seama că a păcătuit. S-ar putea să trebuiască să-i ajute pe amândoi. În cele mai multe situații, amândoi trebuie să ajutați, pentru că nu există prea multe cazuri în care doar unul să fie vinovat. Cred că am spus rău. De obicei sunt doi, amândoi sunt vinovați. Excepția este doar când unul se întâmplă să fie vinovat. De aceea martorii, cei neimplicați emoțional, au posibilitatea să judece imparțial, să vadă dacă sunt abordate principiile Scripturii, este adus în lumina Scripturii acel lucru. Sunt situații, în schimb, când unii se ajung la dispute pentru lucruri total nesemnificative. Mi se întâmplă nu de puține ori să vorbesc cu soția mea cât de bun ar fi lumea asta dacă soțul și soția ar învăța să nu-și facă viața amară. Mă rog, îmi este așa de des dată posibilitatea să-i spun soției mele că m-a binecuvântat într-un mod cu totul unic, că am o relație sănătoasă cu ea. Și mă gândesc că, mă rog, eu nu găsesc dificil să conviețuiesc cu soția mea. Spun eu, da? Fie bine să ascultați pe soția mea. Ea a plecat la școala duminicală acum, așa că n-aveți pe cine întreba decât să ascultați punctul meu de vedere. Dar sunt, din păcate, nenumărați oameni, și spun asta cu durere, care își fac singur viața grea. Sigur că sunt și situații complicate și grele și nu vreau să simplific lucrurile și să dovedesc superficialitate în abordarea acestui subiect care este foarte delicat de altfel. Dar sunt oameni care au aceste discuții interminabile pentru că înțeleg greșit un anumit lucru sau interpretează greșit până și un anumit pasaj din Scriptură și fac capătul lumii din asta. Și trebuie să vină unul din exterior să spună, măi, oameni buni, sunteți copii și unul și altul. Adică pentru chestiunea asta atât de nesemnificativă, voi ați reușit să rupeți o relație? Este nedrept. Dar împietrirea inimii poate face ca fratele meu să nu primească sfatul. Cel puțin al meu, pentru că eu sunt implicat acolo
și am nevoie de cineva din afară. Pasul 3. Dar înainte de a sublinea pasul 3, aș vrea să spun că dacă la confruntarea dintre cei doi martori fratele se pocăiește, cazul este încheiat acolo. Nu trebuie să mai știe nimeni despre el. S-a pus punct și problema este rezolvată. Dar în situația în care nu se ajunge acolo, există pasul 3. Versetul 17, prima parte. Dacă nu vrea să asculte de ei, de cei doi martori, spune-l bisericii. Dacă nu se pocăiește, deci spune-l bisericii. Cine este biserica? Păi simplu, noi, credincioșii, cei mântuiți, chemați din lumea aceasta de Domnul nostru Iisus Hristos, salvați și aduși în familia sa. Oare ce înseamnă că trebuie să-l aduci bisericii? Să însemne că noi pe rând ne strângem și începem să povestim situația dintre doi? Să avem subiect de discuție la grupe? O, stați să vă explic, avem o problemă în biserică. Doi frați nu se înțeleg. Haideți să vedem cum judecăm situația asta. Nu cred că ar trebui cineva să fie ispitit să cadă într-o astfel de capcană. Punctul acesta este greu, pentru că la acest moment se poate recupera fratele sau poate fi exclus din biserică și acest lucru e foarte dureros. În versetul 18 Iisus spunea, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi deslegat în cer. Mă rog, mi-aș permite să fac aici o mică paranteză la versetul acesta, pentru că nu de puține ori mi-a fost dat să aud interpretări a unor persoane, în general carismatice, privesc la versetul acesta și cumva își atribuie puterea că ei pot lega și deslega toate duhurile, ei pot spune, porunci, corelează cu versetul din Proverbe care spune că în puterea limbii stă viața și moartea. E foarte important să citim versetele în context. E foarte important. Când Proverbe vorbește de faptul că în puterea limbii stă viața și moartea, asta înseamnă că eu cu limba asta pot să îmi zidesc aproapele meu sau pot să-l omor. Și dacă spun fratelui meu prostule sau nebunule, îl ucid. Dar dacă am cuvinte care aduc zidire, aduc viața. Deci în puterea limbii stă viața și moartea. Mă rog, am auzit despre persoane dintre astea mesianice, considerându-se că au luat elicoptere sau avioane private și au mers pe deasupra anumitor orașe sau regiuni și au legat toți demonii care erau acolo. Să dea Dumnezeu să fie așa, dar sunt foarte sceptic. Mi se pare o joacă de copii, o abordare foarte superficială. Când Iisus spune, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer, este tocmai în contextul bisericii care trebuie să judece omul care nu s-a pocăit sau care s-a pocăit. Și când biserica administrează legarea acelei persoane, este legată și în cer. Aici aș vrea să fac o mică atenționare pentru cei care spun, domnule, eu nu trebuie să fiu membru în nicio biserică, eu sunt membru în biserica lui Iisus Hristos. Ce să aparțin eu unei comunități? Mai vin unii cu idei așa mai ciudate, că dacă ai scris numele într-un registru, gata, te-ai prăpădit. Dumnezeu nu te mai are în registrul lui. Nu, asta subliniază că eu nu pot să exist în afara unei biserici locale. Și Dumnezeu dă bisericii locale această autoritate. Și dați-mi voie să vă spun că dacă nu aparțineți unei biserici locale, îmi permit să zic, eu mă îndoiesc de mântuirea dumneavoastră. Dumnezeu când mântuiește pe cineva, îl ia și îl aduce în biserica sa. Și în acest context al bisericii, Dumnezeu creează acel cadru în care să dau socoteală despre viața mea. Și când eu fug de biserică, de ce credeți dumneavoastră că unii nu vor să fie în grupe mici, spre exemplu? Nu asta e singura rațiune, sau într-o biserică. Nu vor să dea socoteală de viața lor. Mie mi se pare foarte periculos momentul acela.
Asta mă ajută pe mine să-mi trăiesc împietrirea inimii mele în liniște. Pe când Dumnezeu cumva forțează, dacă pot să spun așa, lucrurile de dragul meu, creind acele contexte în care să trebuiască să dau socoteală despre viața mea. Sigur că atunci când vorbim de dă-l pe mâna bisericii, sunt mai multe practici. Există așa numită abordare congregațională, în care când cineva a păcătuit și a trecut prin pasul 1, prin pasul 2 și acum ajunge la pasul 3, este judecat de către toată biserica. Omul este învinuit, îi se oferă posibilitatea să se apere, biserica judecă și apoi întreaga biserică se pronunță. Sau există abordarea prin echipa prezbiterilor bisericii. În cadrul denominațiunii noastre, aceasta este abordarea. Pentru că în momentul în care suntem 300 de membri în Biserica Emanuel, aproximativ, da? Când chem 300 de oameni să judece pe cineva, între cei 300 ai diverse nivele de maturitate spirituală. Și apoi, cum poți să distrugi pe cineva care nu are maturitate spirituală, cerându-i să judece o situație care poate fi foarte grea? Apoi, ca să poți chema o biserică de 300 de oameni să se pronunțe, asta înseamnă că trebuie să aduci toate datele problemei acolo. Pentru că altfel omul nu poate judeca. Asta complică foarte mult situația. Cu alte cuvinte, când acel om va trebui să se pocăiască, pentru că până și disciplinarea și excluderea nu se face ca omul acela să piară, ci să-l ajut să înțeleagă unde este, că poate în acel moment se va trezi. Când va trebui să se pocăiască, îi va fi mult mai greu. Da, decizia prezbiterilor, în cazul nostru, se comunică bisericii, prin asta notându-se gravitatea situației. Pasul 4. Dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Excluderea are loc doar atunci când persoana respectivă nu se pocăiește. Și aici este întrebarea, bun, care este atitudinea pe care trebuie să o am față de cel care a fost exclus? Și Domnul Iisus spune, ca față de orice alt păcătos și vameș. În momentul în care cineva este exclus din biserică, el trebuie tratat ca un om păcătos. Cum îi tratăm pe păcătoși? Ne rugăm pentru ei în speranța că s-or pocăi, nu-i așa? Creăm contexte potrivite ca ei să ajungă să-L cunoască pe Domnul. Dar vreau să vă spun că există o judecată finală pe care o face Dumnezeu. Acum noi judecăm în parte și numai cu datele pe care le putem avea. Dar în Matei, capitolul 7, versetul 22 și 23, surprinde Domnul Iisus Hristos pe cei care trăiesc cu păcatele ascunse în biserică și care niciodată nu s-au pocăit de ele. Dar sunt la masa Domnului, dar ei sunt în păcat. Și iată cum spune Domnul Iisus aici. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Este groaznic să trăiești în biserică și să nu te pocăiești. Să trăiești în comunitatea credincioșilor cu păcate ascunse și să îți hrănești sufletul cu nădejde înșelătoare. Cred că una dintre cele mai grele situații pe care noi o avem de administrat în biserică este atunci când trebuie să excludem pe cineva. Este o situație delicată, este o situație foarte grea. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că în persoana respectivă se are loc acea împietrire a inimii. Ceea vreau să vă încurajez și mai mult decât să vă încurajez, să vă rog, să vă cer, să vă implor în numele Domnului Iisus Hristos pe dumneavoastră, dar îmi spun același lucru și mie. Haideți să veghem asupra inimii noastre. Nu este nimic mai grav sub soare decât o inimă împietrită. În Evrei, capitolul 3, versetul 12 până la versetul 15, Biblia spune așa,
Luați seama, dar, fraților, ca nici unul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Nu lăsa păcatul nemărturisit în viața ta că duce la despărțire, la pierdere. Vreau acum să-mi permite să continui citirea textului, pentru că el, paragraful următor este legat de ceea ce s-a spus până acum, de la versetul 21 citesc. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Și apoi urmează o pildă pe care Mântuitorul o dă special pentru a ne ajuta să înțelegem cum este cu iertarea aproapelui nostru. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și a dus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ. Îl ruga și îi zicea: mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult. Și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Și apoi concluzia lui Iisus: tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Bine, Doamne, dar de câte ori să fac asta, zice Petru? De 7 ori? E ok dacă o fac de 7 ori într-o zi? Cu câțiva ani în urmă am întâlnit un pastor din Ardeal, care în lunile premergătoare evenimentelor din decembrie 89 a fost anchetat de securitate în dorința de a-l face informator în Biserica Pentecostală din Turda. Și pentru că omul n-a vrut să semneze angajamentul cu securitatea, a urmat o noapte îngrozitoare. El își amintește doar de primele bastoane pe care le-a primit peste picioarele goale, după care spune: tot ce am simțit a fost că un foc a fost în jurul picioarelor. Și a venit un tip mare și a spus: măi, probabil că a spus: băi, dacă îți dau un pumn, îți întind creierii aici pe pereții securității. Tu nu știi cine conduce lumea asta? Noi conducem. Ori devii informator, ori te zdrobim. La 1 noaptea i-au dat drumul acasă și n-a putut să meargă pentru că era atât de bătut încât a trebuit să ajungă în genunchi acasă. În aceeași perioadă, un coleg de-a lui de birou lucra în proiectare la o întreprindere. A făcut niște fluturași anticomuniști pe care i-a
distribuit cum a știut el și securitatea l-a arestat și pentru a-l determina pe credinciosul nostru să devină informator, l-a făcut vinovat că împreună cu colegul lui au făcut fluturașii. Și presiunea a crescut. A crescut ucigător de mult asupra lui, asupra familiei lui. Nu intru în toate detaliile. Dar imediat după aceea a urmat revoluția și colegul lui de birou care a distribuit fluturașii a ajuns primar. Și la câteva zile după revoluție i-a chemat pe toți securiștii care i-au anchetat în birou la el, câțiva avocați, niște ziariști și l-a chemat și pe Mircea Damian, că ăsta e numele lui. A spus, Mircea, am fost colegi împreună, ticăloșii ăștia merită o lecție adevărată. Și când a ajuns în biroul primarului, i-a dat posibilitatea lui Mircea să se așeze pe scaunul de primar și erau trei ofițeri de securitate, incluzându-l pe ăla voinic, care a spus, băi, tu nu știi cine conduce lumea asta, îți întind creierii pe pereții securității. Și a zis, Mircea, judecă-i acum, sunt ai tăi. Ce ați fi făcut dacă erați în locul lui Mircea? Eu vă spun ce aș fi făcut, mărturisesc, puteți să mă condamnați. Aș fi spus, domnule, măcar 3 zile în pușcărie. Aș fi avut model pe Iosif, care i-a pus pe frații lui 3 zile în pușcărie ca să realizeze ce a făcut. Iată povestea lui Mircea. Zice, în momentul în care m-am adresat ăluia voinic și l-am întrebat, hei, cine conduce lumea asta? Toți trei ofițeri au coborât, s-au așezat în genunchi, zice, în fața mea. Și ne-au spus, Mircea, iartă-ne. Mă rog, eram aproape de Mircea, cum sunt de Eugen, mai aproape, eram la aceeași masă. M-am oprit în mijlocul povestei și zice, Mircea, oprește un pic, e prea mult, emoțional, tu m-ai dus într-un punct și ai putut tu să faci următorul pas, să le spui, să vă iert? Zice, da. Ești un sfânt, frate. Dacă ai putut să faci asta, tu ești un sfânt. Da, zice, i-am iertat. Am spus, cu mine nu mai aveți nicio problemă. Câteva zile mai târziu a venit mama unuia dintre ofițerii de securitate cu un buchet de flori la Mircea, acasă. Mă rog, în orașele mai mici e mai ușor pentru oameni să se cunoască. A spus, domnul pastor, vin în numele fiului meu, vă aduc acest buchet de flori și vă rog să-l iertați. Eu am crezut că am crescut un fiu, nu o bestie. Nu pot să cred că fiul meu v-a putut trata așa. Tu ce ai face într-o astfel de situație? Toți avem nevoie de iertare și tânjim după ea. Iisus vorbește despre primul datornic care are 10.000 de galbeni datorie, mai mare decât bugetul țării de atunci. Este ales în mod intenționat, aleasă cifra asta atât de mare, pentru a sublinia condiția mea și a dumneavoastră în comparație cu Dumnezeu. Asta e datoria noastră. Mi-amintesc în primii ani ai bisericii noastre, Emanuel, pe când ne întâlneam în locul acesta unde era un cort, și aveam birou unde-i parcarea din față, acum a venit un domn, era pământiu la față. A zis, domnule, vreau să stăm de vorbă. Am intrat în birou ăla mic și omul mi-a spus așa, aproape tremurând, domnule, m-am împrumutat de la cămătari. Ăștia mă amenință că mă omoară, îmi distrug familia. Mă puteți ajuta la vremea aia, 99-2000, mă puteți ajuta cu 10.000 de dolari să scăp de ei? Eu am înghețat 10.000 de dolari atunci și acum sunt foarte mulți. A uitat la omul ăla, era îngrozit, erau mușchi încordați de frică, nu putea să se exprime, era un om educat, un om care, mă rog, a vrut și el să facă ceva și a dat pe mâna acestor neisprăviți cămătari. Dumnezeu să ierte și pe ei și pe aia care împrumută de la ei.
Așa îmi imaginez că e viața mea și viața dumneavoastră când mă relaționez la Dumnezeu, încărcat de această povară, 10.000 de galbeni, nu știu cât e bugetul României, am încercat să-l găsesc ieri pe net, nu m-am prins. Am găsit un articol din care am dedus că ar putea fi în jur de 175 de miliarde de dolari, pentru că în acel articol se spunea că americanii au cheltuit anul trecut o sumă astronomică pe haine de 350 de miliarde de dolari, cam cât bugetul României pe 2 ani. Mă rog, am intrat și eu pe un document PDF care vorbea despre buget, dar vă spun drept, când am văzut toate intrări, ieșiri și n-am știut să interpretez și înțeleg că o fi mărișor bugetul ăsta. Că, da, de, contribuim cu toți la el, nu-i așa? Datoria mea și datoria dumneavoastră, înaintea lui Dumnezeu, determinată de păcatele noastre, sunt reprezentate de acești 10.000 de galbeni. Ce să faci cu această sumă, cu această datorie astronomică? Mă gândesc la momentul în care Iisus a intrat într-o zi în casa unui fariseu, Simon leprosul. Acolo a venit o femeie păcătoasă, depravată. Comparat cu Simon, era o diferență uriașă între cei doi. Simon nu era vinovat de imoralitate, nu era așa de păcătos, pentru că păcatele lui nu erau ușor de văzut, nu le știa toată lumea. Ele erau păcatele ascunse ale sufletului, cum ar fi fățărnicia, lăcomia, răutatea, ura, clevetirea. Pe asta nu le vede toată lumea, dar sunt păcate ascunse ale sufletului. Femeia păcătoasă era știută de toată lumea, era vinovată de păcatele trupului, toți o cunoșteau. Și femeia asta era atât de încărcată de vinovăție că tot ce a putut să facă a fost să se prăbușească la picioarele lui Iisus. Și acolo a început să-și plângă păcatele. Iar durerea determinată de conștientizarea păcatelor era atât de mare încât lacrimile ei au devenit izvorul care au spălat picioarele Mântuitorului, ca apoi să-și despletească părul și să-i șteargă picioarele. Și în timp ce se întâmplă scena asta, Simon are un dialog în mintea sa și spune, dacă ar ști cine este femeia asta, dacă ar fi el profetul, Mesia, păi nu i-ar permite cum să stea ea la picioarele lui. Și Iisus, care cunoștea gândurile lui Simon, lui Simon leprosul, îi zice, Simon, vreau să spun și eu o pildă și te rog să tragi tu concluziile. Și vorbește în pilda aceea despre un om care avea o datorie foarte mare și care a fost iertat și care l-a iubit pe stăpânul său și altul care avea o datorie mai mică și a fost și el iertat și îl întreabă, Domnul, cine dintre ăștia doi iubește mai mult? Păi e simplu, e logic, cel care a fost iertat de mai mult. Păi zice, asta e femeia din fața ta și din fața mea. Ea este păcătoasa care are nenumărate păcate, 10.000 de galbeni dacă este să fug cu imaginea în pilda de astăzi. Dar păcatele ei cunoscute acum sunt iertate. Dar ce te faci tu, că și tu ai păcate și le porți cu tine? Toți purtăm păcate ascunse ale sufletului. Sunt păcate de comitere, păcate de omitere. Sunt păcate ascunse, sunt păcate descoperite. Și Biblia ne spune în Psalmul 51 cu versetul 5 că suntem născuți în nelegiuire și în păcat ne-a zămislit mama. În Romani, capitolul 3, cu versetul 23, ni se spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 2, cu versetul 1, ni se spune că eram morți în păcatele și în greșelele noastre în care trăiam odinioară. Dar am primit darul iertării din partea lui Dumnezeu. Iertarea este un dar, este un har. Niciunul dintre noi n-am meritat iertarea. Niciunul dintre noi n-am putut cumpăra iertarea. Dar ne-am dus la Hristos și El ne-a iertat, slăvit să fie El. În 1 Ioan, capitolul 1, versetul 8 până la 10, Biblia spune așa, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de
orice nelegiuire, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Iertarea nu poate fi decât darul lui Dumnezeu pentru noi. În Psalmul 38 cu versetul 18, David se pocăiește spunând: îmi mărturisesc fără de legea, mă doare de păcatul meu. Și dragii mei, asta este chemarea lui Dumnezeu pentru noi cu păcatele, să le mărturisim, pentru că în Proverbe, capitolul 28 cu versetul 13 spune: cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Iertarea se capătă prin credință. Dar femeia din Luca, capitolul 7, a plâns și a fost mântuită nu pentru că a plâns, să știți, dar bine a făcut că a plâns. Domnul Iisus a spus: credința ta te-a mântuit, așa îi spune femeia acesteia. Pentru că femeia s-a dus cu credința că dacă ajunge la Iisus și îi spune păcatele, Iisus este cel care poate să o elibereze. Da, iertarea este un fapt sigur pe care Dumnezeu ne-l dă. De aceea Psalmul 86 cu versetul 5 spune: căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. În El avem răscumpărarea, spune Efeseni capitolul 1 cu versetul 7, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogăția Harului Său. Și îmi place tare mult Psalmul 103, care sublinează modul în care Dumnezeu ne iartă, versetul 11 și 12: ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru toți cei ce se tem de El, cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile de la noi. Asta mi-aduce mie atâta bucurie, atâta siguranță, atâta pace, să știu că atunci când mă duc la Dumnezeu cu pocăință, El aduce eliberare sufletului meu. Slăvit să fie Domnul! Să știți că iertarea este costisitoare. Cel care a iertat pe datornic a suportat pierderea. Mântuirea este un cadou, dar nu-i gratis. L-a costat pe Domnul nostru Iisus Hristos moartea și încă moarte pe cruce. Aș vrea să concluzionez bucățica asta cu o cântare, înainte de a trece la partea a doua a pildei. Așa că vă rog să nu vă faceți bagajele în timpul acestei cântări, gândindu-vă că după aceea plecăm, și fac o mică paranteză. Faceți-vă bagajul după ce chiar se termină toată slujba. Dacă vă mai luați o sacoșă de aia care fâșie tare și vă băgați Biblia în timp ce frații cântă și se roagă, faceți un mare de serviciu, unui moment spiritual important. Că dacă plecați cu două minute mai târziu, nu se întâmplă nimic rău. Dar haideți să concluzionăm bucata asta a noastră, a mea și a dumneavoastră, cu iertarea păcatelor, cântând ceva împreună. O să vă cânt împreună cu echipa tânără una din cântările bunicilor mei, da? E plină de încărcătură spirituală, e adevărat că poate fi și emoțională. Cântarea spune așa: îmi amintesc, mi s-a șters al meu păcat, pe care l-am purtat eu neîncetat. Când la Golgota m-am dus, când crezut am în Iisus, El păcatele mele mi le-a șters. Eu cred că mulți dintre dumneavoastră vă amintiți de ziua aceea. Ziua aceea când conștiința vă condamna, când vinovăția era peste dumneavoastră, când frica era acolo și v-ați întrebat: mă va ierta pe mine Dumnezeu? Ei, ce glorioasă a fost ziua aceea, când El ne-a spus: păcatele îți sunt iertate, du-te în pace și să nu mai păcătuiești. Îmi amintesc, mi s-a șters al meu păcat, pe care l-am purtat eu neîncetat. Când la Golgota m-am dus, când crezut am în Iisus, El păcatele mele mi le-a șters. Mi le-a șters, mi le-a șters, fericit sunt păcatele, mi le-a șters, mi le-a șters, mi le-a șters. Mai țin minte când păcatul l-am simțit, când povara lui cumplită am simțit, când strigat am la Iisus.
cer în mila lui de sus, păcatul meu de tot a fost albit. Mi-l-aștepți, fericit sunt păcatele, mi-l-aștepți. Dă-te rog un slide în urmă, că am sărit peste o strofă și îmi place mult strofa aia și nu vreau să sar peste ea. Îmi amintesc când păcatul am simțit, frică mi era că n-o să fiu primit. De asta am cântat-o? Nu mai știu ce am cântat și cine a cântat. Cineva trebuie să mă ajute. Nu de asta am cântat-o? Ok, le cântăm pe amândouă ca să mă asigur că... Și o să vă spun o poveste dacă am timp cu memoria după o anumită vârstă, da? Strofa 2, da? Îmi amintesc când păcatul l-am simțit, frică-mi era că n-o să fiu primit. El Golgota mi-a arătat, pentru mine că a răbdat, fericit sunt că Domnul m-a iertat. Mi-l aștepți, mi-l aștepți, fericit sunt păcatele, mi-l aștepți. Mi-l-aștepți, fericit sunt păcatele, mi-l-aștepți. Și acum ultima strofă, că m-am prins ce ne-am cântat. Eu când vesel de când mila i-am primit, prin Iisus eu pace am domândit. Glorie deci să-i fie lui Iisus pentru vârstii, el păcat. Mi-l-aștepți, fericit sunt păcatele, mi-l-aștepți, fericit sunt păcatele, mi-l-aștepți. Și toți cei care aveți siguranța că Dumnezeu vi l-a șters, mai cântați odată. Mi-l-aștepți, fericit sunt păcatele, mi-l-aștepți, fericit sunt păcatele, mi-l-aștepți. Slavă Amin. Domnului! Amin! Vă invit să ocupați locurile, nu mi-am terminat predica. Dar, mă rog, emoțiile te copleșesc câteodată, asta spun eu, dar de fapt e și vârsta, da? Și acum să vă spun... Să vă descrețesc frunțele, se spune că un bătrân a ajuns la azil și după un timp s-a împrietenit cu o doamnă care era și acolo în vârstă și într-o seară și-a luat inima în dinți și s-a dus la ea și a cerut-o în căsătorie. Dar a doua zi dimineața a uitat ce a spus doamna. Și s-a dus la ea și a spus, doamnă, nu vă supărați, aseară v-am cerut în căsătorie, nu mai țin minte răspunsul la care a spus, ce bine că ați venit. Că răspunsul meu a fost da, dar nici eu n-aș știu cui l-am mai dat. Frații mei, când te scol de pe genunchi și știi că păcatele sunt iertate, experiența aceea nu poate fi confundată cu nimic de sub soare. Iar cei care ați trecut pe acolo știți despre ce vorbesc. Dar ceea ce mă surprinde pe mine în pilda aceasta este faptul că omul care tocmai a fost iertat, ieșea de pe... din casa celui stăpânului care l-a iertat și în timp ce cobora pe trepte, l-a găsit pe unul care îi datora 100 de lei. Comparat cu, mă rog, cu suma aceea uriașă de 10.000 de galbeni este nesemnificativă. Și care este atitudinea omului iertat? Pus mâinile în gât și a spus așa, om bun, ori îmi plătești, ori dacă nu, tot neamul tău ajunge în temniță, îți vând proprietățile și îmi iau suma care mi se cuvine. Aș vrea să rămâneți cu imaginea asta, cu omul care îl strânge de gât pe celălalt. Pe cine vedeți în tabloul ăsta?
Unii de dumneavoastră vă vedeți strânși acum de gât. Eu vă sugerez să vă întoarceți la celălalt. Pentru că cel mai ușor este să ne vedem victime, nu-i așa? Și ce ne place să fim victime. Și să ne plângem de milă nouă înșine. Și să mai chemăm și pe alți câțiva să ne plângă de milă cât de nenorociți suntem. Dar haideți să fim serioși. Este vorba despre mine și despre dumneavoastră care am pus mâna în gâtul omului care ne datorează ceva cu totul nesemnificativ comparat cu marea povară a păcatelor de care ne-a eliberat Hristos. Și asta e ciudățenia. Că deși Hristos ne-a iertat de mult, noi nu putem să iertăm o jignire, o vorbă nepotrivită sau sunt situații și mai dramatice când este mai mult decât atât. Plătește-mi ce mi-ești dator. Plătește-mi ce mi-ești dator. Nu te iert, îmi ești dator. E grea situația asta, pentru că situația asta mi-amintește de faptul că eu și cu dumneavoastră ne ducem și ne rugăm și Iisus ne învață să ne rugăm în Matei capitolul 6 și ne iartă nouă greșelile noastre și spuneți dumneavoastră mai departe că e rugăciunea domnească. Precum și noi iertăm greșiților noștri. Cu alte cuvinte, noi îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, doar așa să mă ierți, exact cum iert și eu. Și Domnul Iisus spune, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc, vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel din cer nu vă va ierta greșelile. Aș vrea să sar la consecințele neiertării. Ce se întâmplă atunci când nu-L iertăm pe aproapele nostru? Uitați cum rezumă Iisus pilda aceasta, începând cu versetul 32. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut și eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Ei, pentru mine cutremurător este versetul 35. Tot așa, asta e concluzia pildei lui Iisus, tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Adică, sunt chemat să plătesc pentru ceea ce am fost iertat, dacă nu iert puținul pe care îl datorez fratelui meu. Aș vrea să vă invit acum să priviți în familia dumneavoastră, imediată, soțul, soția, copiii, părinții. Există cineva în familia ta imediată căruia trebuie să-i spui, îmi pare rău? Iartă-mă. Îți propun să faci lucrul acesta astăzi. Invită-l la masă dacă e părinte și nu-i cu tine în aceeași casă. Sau la un timp în care bei un ceai sau o cafea și spune-i lucrul ăsta. Am văzut că în unele familii este așa de greu să se rostească cuvântul ăsta. E atât de trist că el aduce amărăciune, durere, relații rupte, tensiune. Unii dintre noi trebuie să facem lucrul acesta astăzi. Da, avem diferențe temperamentale, avem experiențe diferite ale vieții, perspective diferite cu privire la căsnicie, care toate astea și multe altele pot fi o sursă considerabilă pentru conflicte. Aș vrea să mă mut puțin la cei care aveți o afacere sau un loc de muncă. Poate că trebuie să faci ceva în relația cu partenerul tău de afaceri, cu angajatul tău, cu șeful tău, cu colaboratorul tău. Poate trebuie să-i scrii după amiaza asta un e-mail sau o scrisoare sau să-i dai un telefon sau să-i trimiți un SMS prin care să-i spui că l-ai iertat. Poate ai un părinte care te-a abuzat. Te-a abuzat emoțional, fizic. Sunt situații în care poate au fost persoane abuzate sexual.
Poate părintele acela trăiește sau nu mai trăiește. Porți amărăciune de mult timp în suflet. Vreau să te încurajez în numele Domnului. Iartă-l. Poate ai un copil rebel care ți-a făcut viața amară. Nu-i spune că îl desmoștenești pentru că te-a făcut de rușine. Nu-i spune să nu mai calci în casa ta pentru că e copilul tău și Dumnezeu nu face așa cu tine și cu mine. Încearcă să creezi punți de legătură. Spune-i o vorbă bună. Poate ai un vecin care te-a nedreptățit. Și va trebui să-i spui ceva, că l-a iertat. Eu vreau să vă citesc povestea unui om de afaceri care spune că atunci când a luat decizia să se mute cu afacerea lui într-o altă localitate, a trebuit să-și încheie socotelele cu partenerul de afaceri cu care timp de 10 ani au lucrat împreună. Și zice că situația a devenit foarte complicată pentru că eram prieteni, eram foarte apropiați, frecventam împreună aceeași biserică care era mică. 15 ani am fost membri în aceeași biserică. Zice el că nimeni nu l-a sfătuit cum să găsească acea soluție echitabilă în privința bunurilor comune pe care le avea și a găsit el o soluție, să împartă totul în două și să-i lase colegului lui toate serviciile, toate relațiile și toate dividendele. Dar zice colegul, fostul partener de afaceri sau partenerul de afaceri l-a înțeles greșit. Și deși cu două luni înainte de a face pasul acesta l-a anunțat, tranzacția a devenit lungă, tăcută, apăsătoare, punctată doar de cuvinte mânioase. Zice că în ziua plecării n-avea încă o înțelegere semnată. Au angajat amândoi avocați, erau amândoi creștini, care în loc să-i ajute mai mult au tulburat apele. Au avut nevoie de o sursă exterioară care să-i ajute cum să-și împartă proprietățile. În cele din urmă au concediat avocații. Și colegul lui a căutat un contabil expert care lucrase pentru el 7 ani și acesta era creștin, dar a fost părtinitor. De câteva ori a trebuit să scrie unul altuia cum își împart lucrurile. Trebuia în cele din urmă, în baza înțelegerii, să primească banii undeva în decembrie care îi reveneau. Nu i-au primit atunci. A fost gândit în mod special să-i primească mai târziu pentru a plăti taxe pentru ei pe un an de zile. Zice el, m-am simțit trădat în întregime de acest frate creștin și de contabilul lui creștin care conspirase să mă zdrobească. Pentru a ierta, a trebuit să caut resurse în adâncul sufletului meu. Am primit har abia când mi-am dat seama că trebuie să le scriu cerându-le și lor iertare. Am simțit o mare ușurare în timp ce lipeam plicul pentru a pune scrisoarea la poștă. Indiferent de răspunsul lor, eu trebuia să fiu eliberat de mânie. Peste o lună, o prietenă care mă sfătuise să iert, m-a sunat să întrebe dacă am reușit. I-am răspuns pozitiv, iar ea mi-a zis, am fost sigură. Am observat o mare ușurare și la partenerul tău. Dați-mi voie să citesc pentru dumneavoastră o poveste pe care am găsit-o pe net. Este scrisă de Aristotel Daskal. Eu am citit-o în 24.1.2011. Am căutat-o ieri pe net și am închis blogul. Dar m-a tulburat scrisoarea asta. Și iată ce spune acest băiat. Astăzi tatăl meu împlinește 53 de ani și îi dedic acest articol în care vreau să-i povestesc cum l-am regăsit. Părinții mei s-au despărțit când mama mea era însărcinată cu mine. Ea și-a dedicat tinerețea să mă crească pe mine și pe sora mea Alina, care este cu 2 ani mai mare. Am doar câteva amintiri din copilărie despre tatăl meu. Din fericire, niciuna nu implică amintiri neplăcute, în afară de absența lui aproape totală. Însă am și câteva amintiri plăcute, din care cea mai importantă este că a venit odată la noi acasă în preajma Crăciunului, el fiind din Cluj și noi locuind în Botoșani. Și a adus cel mai mare pom de Crăciun pe care l-am văzut vreodată într-o casă.
cu toate ornamentele și dulciurile pe care le-am pus împreună. A fost extraordinar. Și acum îmi tremură inima de emoție când îmi amintesc. Din păcate am greșit. Este singura amintire pe care o am din copilărie legată de el. Au mai fost vreo două amintiri când ne-a vizitat să ne aducă câte ceva, însă niciuna în care să simt dragostea lui ca la acel Crăciun. Din perioada adolescenței am început să merg împreună cu sora mea în vacanțe la el, între timp recăsătorit cu o doamnă care mi-a devenit repede foarte dragă, având o afecțiune profundă, autentică față de mine și sora mea. M-am mutat la Cluj în timpul liceului și am locuit la el un an. Însă nu ne înțelegeam deloc, pentru că în inima mea erau tot felul de așteptări, frustrări adunate din copilărie, nevoi de afecțiune. Eram gol de tot că un tată m-a respins și nimeni nu putea să înlocuiască lucrul acesta. Mi-am văzut de drumul meu, încercând să înțeleg toate golurile lăsate de lipsa unui tată în personalitatea mea. Și am descoperit foarte multe lucruri. Și sigur, cu o putere primită doar din cer, am început să clădesc persoana mea. Am realizat că valoarea mea vine din ceea ce sunt, ce fac eu cu viața mea, nu de ce am moștenit. Și astfel am încetat să mai caut aprecierile celorlalți. Am făcut studii superioare și am încercat să înțeleg tot mai mult ce am eu special în mine și unic. Și astfel am început să am valoare. Am început să am încredere în mine. Printre multele schimbări întâmplate odată cu a deveni creștin, am înțeles cât impact are dragostea și am numit-o mai importantă dintre valorile mele personale. Dar nu înlocuia dragostea tatălui meu care îmi lipsea, însă o completa, o acoperea. Tatăl meu nu-și ceruse vreodată iertare de la mine personal pentru că m-a privat de dragoste. Și că nu a fost acolo lângă mine să mă ofere tot ce un tată ar trebui să ofere fiului său. Însă pentru prima dată am încercat să-l privesc cu alți ochi. Știam că nu voi avea niciodată o relație cu el, așteptându-mă să împlinească nevoile mele, așteptându-mă să regrete, să-mi spună vreodată că mă iubește. Însă pentru a scăpa de rănile trecutului și a deveni un om întreg, trebuia să-l iubesc eu, indiferent de modul în care se raporta la mine. Așa că m-am hotărât să-l iubesc. Chiar dacă nu simțeam dragostea lui să-l iert, chiar dacă nu și-a cerut iertare, să nu-l mai consider dator mie, chiar dacă nu mi-a oferit ce era drept să-mi ofere ca tată. Am început să-l tratez ca prieten, care are rănile lui, regretele lui, să-l întreb și să-l ascult, să-l cunosc și să-l accept așa cum este el, cu defectele lui, fără a mă aștepta să-mi ofere ceva. Astfel am ajuns să-mi cunosc tatăl și am văzut în el un om sincer, inteligent, care a realizat de greșelile din tinerețea lui și care acum își proteja noua sa familie, copilașii din cea de-a doua căsnicie, cu toată puterea lui, lucrând în brânci pentru binele lor. Am aflat durerile rămase din relația lui cu tatăl său. Am cunoscut trăirile lui în timp ce era departe de noi. Nu sunt o scuză, însă am ajuns să-mi cunosc tatăl. Și asta pentru că l-am iertat și l-am acceptat așa cum este. Relația cu el s-a schimbat radical, recuperând încet, dar natural, ce a fost pierdut. Acum mă sună uneori pur și simplu să mă întrebe ce mai fac. Vorbim despre lucruri profunde ale vieții, e sincer cu mine, îmi spune cât de mândru este de mine, îmi spune uneori din senin, te iubesc. Îi simt grija când îmi împărtășește din învățăturile lui și aflu de multe ori câtă dreptate are. Mă simt mai câștigat decât milioanele de tineri care au trăit cu părinții lor, dar care nu au parte de dragostea asta. Mă bucur să-i văd pe frățiorii mei, din cea de-a doua căsnicie a tatălui meu, cum au parte de dragostea lui, dragoste de care eu n-am avut parte. Aș vrea să sar la ce îi spune mama lui. Și la un moment dat pe blog îi scrie mama. Și asta a fost partea care pe mine m-a copleșit. Maricica a Petrei. În sfârșit, să știi că sunt foarte mândră în sensul cel mai bun al cuvântului de tine. Mulțumesc Domnului că rugăciunile mi-au fost ascultate.
Vă mulțumesc Alinei și ției că toată strădania mea de a vă învăța că trebuie să-L respectați și să vă dați toată silința să-L iubiți pe tatăl vostru are rezultate. Deși recunosc că uneori mi se pare nedrept să aibă același loc în viața voastră ca mine. Dacă e să fiu sinceră, trebuie să recunosc asta. Binecuvântarea Domnului se vede în viața voastră. Cred și sunt convinsă că este datoria fiecăruia dintre divorțați să-și învețe copiii să respecte ambii părinți, indiferent de situație. Aceasta este voia suverană a lui Dumnezeu, respectul, ascultarea și iertarea părinților și nu numai atunci când este cazul, aduc eliberare, sănătate sufletului și trupului, iar binecuvântarea Domnului se vede în viața copiilor noștri. De dragul copiilor și pentru binele lor, dragi părinți, care treceți prin divorț, lăsați orgoliile și învățați-vă copiii să-i respecte, să respecte pe celălalt părinte. Nu adânciți rănile din sufletul, lui, din sufletul copilului. Semănați dragoste, iertare, bunătate și respect și veți culege același lucru. Iubiți-vă copiii învățându-i să iubească și să respecte. Mulțumesc, Alina. Mulțumesc, Aristotel. Vă iubesc, mama. Pe mine mă copleșește scrisoarea asta. Dar mi se pare că asta e calea lui Hristos. Iertând. Iertând inclusiv nedreptățile care ne-au fost făcute. Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? De 7 ori e suficient? Tot ce constat eu este că avem mare nevoie de putere de la Dumnezeu ca să putem ierta, să putem restaura. Haideți acum să avem un timp în care prin cântare și apoi prin rugăciune să venim înaintea lui Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați în picioare și vreau să cântăm cu toții. Apoi aș vrea să lăsăm inimile noastre să verse în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Să răspundem cuvântul lui Dumnezeu, să răspundem la ceea ce El ne-a vorbit în această dimineață. O inimă curată, Doamne! O inimă curată, Doamne! Este tot ce-mi doresc din partea Ta. O inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. Să vă invit pe toți să avem un timp în care să ne rugăm.
Și cred că cel mai potrivit să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne conducă, cum să ne rugăm acum în funcție de situația în care ne găsim fiecare dintre noi. Să ne rugăm împreună. Doamne, vreau în primul rând să-ți mulțumesc pentru că a existat o zi când la crucea ta ne-ai permis să îngenunchem împovorați de păcatele noastre și multe au fost. Doamne, îți mulțumesc că Tu ne-ai dat puterea să ne pocăim și îți mulțumesc că putem cânta astăzi liber, că Tu ne-ai șters toate păcatele noastre, slavă Ție! Doamne, aș vrea apoi să Te rog să ne dai puterea de a da har celor de lângă noi. Sunt multe nedreptăți care se fac sub soare. Ajută-ne să știm să confruntăm acolo unde trebuie, să o facem cum trebuie, dar ajută-ne, Doamne, apoi să învățăm, să iertăm și să iubim așa cum ai iubit Tu. Mă rog să aduci Tu fiecăruia dintre noi sănătate în relațiile noastre. Doamne, diavolul nu este decât un hoț care vrea să junghe și să distrugă și unul din modurile în care o face este prin relațiile noastre nesănătoase care aduc atâta suferință. Doamne, mă rog în dimineața, în ziua aceasta, dă putere fiecăruia dintre noi să restaurăm relațiile noastre. Și acolo unde am greșit, dă-ne puterea să ne pocăim, Doamne. Îți mulțumesc pentru ceea ce Tu faci. Te slăvesc, Tată, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.